Este posibil să vezi clase pline și în școlile din orașe aflate în scenariul roșu. Asta este dorința ministrului Educației, care a cerut prezență fizică după vacanța de Paște. Despre acest plan vorbesc chiar cu ministrul Sorin Câmpeanu. Bună ziua! Bună ziua! De la cine trebuie să primiți undă verde pentru ca acest plan să se îndeplinească? Deci este o solicitare pe care am adresat-o la nivelul Comitetului Interministerial pentru intrarea în normalitate. O solicitare care vizează posibilitatea de prezenței fizice în toate școlile speciale din România. Este vorba de un număr de peste 27.000 de elevi cu cerințe educaționale speciale, mulți dintre ei cu tulburări din spectru autist, care necesită cabinete de asistență psihomotorie pentru stimulare polisenzorială, cabinete de locopedie, kinetoterapie și lucruri care nu pot fi asigurate în niciun fel în sistemul de predare online. Este un element extrem de important pentru că în aceste școli fiecare zi în care nu pot beneficia de aceste servicii înseamnă o mare pierdere și înseamnă practic un eșec al sistemului de educație pentru o categorie foarte importantă de ele. Domnule, o a doua solicitare da. Este aceea de renunțare a condiției de înjumătățire a efectivelor din clasele terminale în școlile care se află în localități în scenariul roșu, bazată pe apropierea examenelor naționale, bazată de asemenea pe respectarea condițiilor de siguranță sanitară din școlile din România. Tocmai asta voiam să continuăm. Care sunt cifrele care au stat la baza acestui plan? Cifre? Da, în sensul că, da, într-adevăr, probabil că există niște cifre, niște estimări, cum că, într-adevăr, nu există foarte mare transmisibilitate în școli și atunci, într-adevăr, se pot întoarce acești elevi fizic cu toții în bănci. Atâta vreme cât școala s-a derulat cu prezență fizică înaintea vacanței de primăvară, Ministerul Educației a monitorizat permanent numărul de îmbolnăviri din școli. Acesta este de 10 ori mai mic decât media generală la nivelul populației. Pe lângă acest lucru, dacă doriți cifre, v-am spus 27.750 de elevi din școlile speciale care beneficiază în permanență de asistență medicală și supraveghere pe parcursul întregului proces educațional, cred că este un argument bazat pe date foarte concrete. Domnule ministru, vreau să vă mai întreb dacă veți impune sau nu condiția vaccinării pentru profesorii, cei care supraveghează, profesorii supraveghetori, de la examenele de sfârșit de an. V-am spus că analizăm absolut toate posibilitățile pentru susținerea conștientizării cu privire la importanța și necesitatea vaccinării. Deci nu vor fi obligatorii. Am spus că analizăm. Atunci când spun că analizăm, înseamnă că nu am luat o decizie în acest sens. Apropo de vaccinarea cadrelor didactice, știm că Ministerul Educației face eforturi permanent, a organizat campania Vaccinare și testare pentru învățare, în care secretarii de stat din Ministerul Educației organizează întâlniri la nivelul fiecărui județ. Mai sunt încă 9 județe, în toate celelalte județe au fost organizate astfel de întâlniri. Ia orice fel de măsuri, repet, pentru a susține conștientizarea importanței vaccinării privită ca act voluntar, nici de cum nu poate fi impus de către cineva. Dar, pe de altă parte, măsurile, precum păstrarea unei distanțări adecvate, precum aerisirea spațiilor de clasă, precum respectarea regulilor de igienă, precum purtarea obligatorie a măștii și chiar și testarea, un lucru foarte important, care nu s-a făcut în școlile din România până acum, sunt măsuri importante, dar care ne ajută să ținem epidemia sub control. Singura măsură care ne ajută să ieșim din această perioadă de criză este actul vaccinării.